Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. La emisiunea mea astăzi am o invitată foarte frumoasă, o invitată pe care dumneavoastră o admirați și pe muzica căreia dansați la toate petrecerile la care vă duceți. Vreau să o vedeți și astăzi altfel decât o știți dumneavoastră de acolo și să fiți alături de noi la o discuție așa ca între fete. Mălina Vasiloae, invitata mea de azi. Bună, Mălina! Bună, Cornelia! Îți mulțumesc că mă aflu astăzi alături de tine aici pe canapea și cu ocazia asta mă bucur că am început anul 2024 aici în familia voastră la Canal D, unde sunt multe proiecte și astăzi să ne cunoaștem reciproc, mai bine zis. Așa, este practic primul interviu pe care îl facem noi împreună. Da. Ai mai avut apariții la noi, însă mă bucur foarte tare că ești aici pe canapeaua mea, unde oamenii care vin, care îmi calcă pragul, chiar se simt foarte bine și foarte relaxat. Și așa aș vrea să te simți și tu astăzi aici. Cu siguranță. Urmăresc tot ceea ce faci și se vede că oamenii își deschid sufletul aici de față cu tine. Asta și datorită ție, pentru că ești o prezență plăcută și care face omul de lângă el să se simtă, nu știu, ca acasă. Îți mulțumesc și eu și sincer, așa, asta este bucuria noastră, a celor care prezentăm emisiuni, a persoanele care vin la noi, oamenii să se simt așa cum sunt ei de fapt și să ne mai calce pragul și cu altă ocazie să mai vină să ne mai viziteze. Eu vreau să spun că ești foarte frumoasă. Ai slăbit extraordinar de mult. În general, mămicile se îngrașă sau, mă rog, rămân la greutatea pe care o au cam în perioada aceea când aduc pe lume un copil, dar tu arăți senzațional. Da, mulțumesc. Nu sunt mândră de cum arăt acum, pentru că mi-aș fi dorit să am câteva kilograme în plus. De asta, anul acesta mi-am propus să fac o mare schimbare în viața mea, să mă țin de antrenamentele de la sală. E pentru prima dată când merg constant la sală și încep să văd rezultate și să mă simt bine fizic. Dar numărul kilogramelor mele, cred că din perioada adolescenței cam acolo a oscilat mereu, între 49-51, nu prea reușesc să depășesc 51, deși în sarcină am adunat peste 16 kilograme, după primele zile deja aproape nu se mai cunoștea nimic, deși îmi doream să rămân cu niște forme și kilograme în plus. Ești o norocoasă, să știi că doamnele sau domnișoarele care se uită la noi și își doresc să fie așa mai slăbuțe, chiar poate au câte o remarcă. De ce spune că vrea să fie mai solidă când fiecare dintre noi nu știm cum să dăm jos un kilogram? E și greu să te îngrași și pe partea cealaltă? Eu zic că noi femeile suntem greu de mulțumit atunci când vine vorba de condiția fizică și de aspectul fizic. Într-adevăr, cred că în clasa 9, atunci când am început liceul, stăteam la un cămin cu alte colege de cameră și când veneau pachetele de acasă, desfăceam fiecare bagajele, mâncam una de la alta, era parcă o altă poftă de a mânca și atunci mă îngrășasem, într-adevăr ajunsesem pe la 56 de kilograme și nici atunci nu-mi plăcea cum stă. De asta zic că mama mai îmi spune, lasă, vrei să te îngrași, dar când ai fost un pic mai plinuță, nici atunci nu-ți convenea. E o problemă la mine, cred, că niciodată nu mă mulțumesc cu numărul kilogramelor. Când sunt puține, sunt puține, dacă sunt multe, nu e bine. Important e să fiu sănătoasă, adică nu am ținut niciodată diete ca să slăbesc, n-am făcut niciodată eforturi în sensul ăsta de a fi slabă. Așa e, ești norocoasă, cum spuneam. Te solicită mult băiețelul tău? Are un an și... Acum are un an și șase luni, un an jumătate. Bineînțeles că acest rol de mamă vine la pachet cu multe momente de oboseală, momente în care încerci să te împarți între
nu știu, acasă și locul de muncă. Eu mi-am dorit din suflet să continui să merg în trenul ăsta în care m-am urcat acum vreo 2-3 ani de zile de când a apărut Vreau să spar paharul. Pentru că melodia ta, melodia mea, cea care te reprezintă și care îți este cerută la fiecare petrecere, la fiecare eveniment, da, pentru că ăsta e visul meu de mică, să cânt, și cariera pentru mine e tot un fel de copil. Dacă aș fi renunțat la el, mi-ar fi părut foarte rău, dar trebuie să-l crești și pe el, da, adică trebuie să ai grijă și de muzică, da, și de copilul de acasă, da, și de soțul tău. Și de soțul meu, da. Meseria asta de mamă, dacă pot să zic așa, vine la pachet cu mai multe. Trebuie să fii și soție, trebuie să fii și, în cazul meu, artist, să te ocupi și de casă, iar noi ne ocupăm cât mai mult de creșterea lui. Ne place să ne implicăm, nu avem bonă. De asta probabil este solicitant pentru mine și simt asta, dar nu-mi pare rău, pentru că știu că e o etapă, știu că o să-mi fie dor de momentele astea când copilul meu este atât de mămos, afectuos, și așa am auzit la alți părinți, pe când cresc mai mari se distanțează așa ușor, ușor ei, așa că încerc să profit să stau cât mai mult în jurul lui și în preajma lui. Așa e, copiii când cresc și mai ales băieții devin așa mai independenți, nu mai au nevoie să mai drăgălășim noi mamele. Voiam să te întreb apropo de lucrurile pe care trebuie să le faci în același timp, să fii și artist, să fii și soție, să fii și mamă. Cât de dificil este să fii artistă și să fii căsătorită cu un bărbat care nu are nicio legătură cu meseria ta, care este medic stomatolog? Da. Medicii în general au un program fix de la ora, nu știu, să spunem 12 până la 8 seara, ei au programări, însă artiștii, ca și noi jurnaliștii, suntem mai tot timpul pe drumuri și avem o altfel de, da, altfel de oră. A fost greu la începutul relației, atunci când a cunoscut Alin tot ce presupune meseria mea, pentru că din exterior oamenii nu știu și nu au de unde să știe, și cu ocazia asta, uite, zic ție, îl apreciez foarte mult că a vrut să cunoască domeniul meu, a vrut să cunoască oamenii cu care lucrez, instrumentiștii cu care merg la evenimente, și nu s-a dat înapoi, pentru că poate alt bărbat în locul lui și din postura de doctor ar fi zis, ce să caut eu noaptea cu ea la o cântare, să, nu știu, să o filmez. Dar a înțeles și el și eu, am înțeles amândoi asta, că susținerea e cea mai importantă într-o relație și cred că asta ne ține atât de legați. Avem țeluri comune și eu îl susțin pe partea medicală a lui cu cât pot, cu un sfat, cu o vorbă bună, cu o întrebare, cum ți-a fost ziua atunci când ajunge acasă, pentru că mă bucură, deși domeniile sunt foarte diferite, am început să le cunoaștem reciproc pe ale celuilalt și se îmbină frumos, adică avem ce să vorbim când ajungem acasă. Probabil ar fi fost un gram de monotonie dacă eram din același domeniu, non-stop împreună, dar oricum eu nu cred în generalități, sunt oameni care activează în același domeniu și se împacă de minune, funcționează perfect. Și sunt oameni care nu pot să facă aceeași meserie, consideră că ar fi sufocant. Deci, da, uite, Armin Nicoară și Claudia Puican, ei activează în același domeniu artistic, și se înțeleg foarte bine. În ciuda lucrurilor pe care lumea le spune, pentru că e foarte greu să închizi gura lumii. Da. Ei funcționează așa. Cred că n-ar fi funcționat altfel. Da. Nu am adus întâmplător în discuție cuplul acesta. Știu că ai o relație foarte frumoasă cu ei. Cu Armin, da, suntem, ai și colaborat la piese. Eu sunt o prietenă și îmi place să leg prietenii cu toți artiștii din industrie. Și îi apreciez, îi stimez pe toți. Pentru că în această
lumea noastră, mare a artiștilor, cel mai greu e nu să te ridici, ci să rămâi constant în ceea ce faci și să fii longeviv. Și cu siguranță orice om care e în atenția publicului de ani de zile face un lucru bine. Deci, cu ocazia asta zic că stimez pe toată lumea. Armin și Claudia sunt în cercul nostru de prieteni, de artiști. Și da, am colaborat la un moment dat cu Armin. Am făcut piesa Alarma la distracție în vară, pe care o puteți găsi pe YouTube și să o ascultați, să vedeți dacă vă place. Tu ai o legătură frumoasă cu oamenii din lumea aceasta și cu Georgiana Lobonț. Te-am văzut de foarte multe ori, te-am văzut alături de ea și la spectacolul pe care l-a avut în iarnă. Cum v-ați împrietenit? Ne-am împrietenit la filmările unui revelion de la un alt trust și a fost totul foarte natural, firesc. Tot atunci am făcut cunoștință pentru prima dată și cu Claudia și Armin. Cu Georgiana am apucat să interacționez mai mult, am văzut că avem lucruri în comun, felul de a gândi asemănător și până acum ne-am susținut una pe cealaltă și cu Georgiana am colaborat foarte frumos. Iar vis-a-vis de concertul pe care l-a susținut la sala Palatului în iarnă, am simțit să fac lucrul ăsta, să merg acolo să o văd, pentru că știu cât contează pentru un artist susținerea și m-am dus cu tot sufletul să, clar, să mă inspir, pentru că e o inspirație pentru mine, Georgiana e un om care a reușit, dar cel mai mult să mă bucur sincer pentru realizarea ei. Și ea cred că a simțit lucrul ăsta, pentru că la sfârșitul concertului stătea la poze, aștepta pe toată lumea să facă poze cu fiecare în parte, iar pe mine mă aștepta soțul afară, trebuia să plec. I-am făcut semn că nu mai pot să rămân și că o pup. A coborât de pe scenă, s-a pus efectiv în genunchi pe scenă, m-a pupat și a zis mulțumesc că ai venit, chiar a contat enorm pentru mine, ești singura care chiar a venit să mă susțină. Și lucrul ăsta cred că a pus așa o cărămidă la prietenia noastră. Ce frumos! Mai rar în lumea asta artistică. Soțul era afară, spune că da. E lângă tine așa ca de obicei. Ți-a fost greu la început când tu erai un om independent, te duceai la petreceri, ești, repet, o femeie foarte frumoasă. Sunt sigură că erau foarte mulți ochii ațintiți asupra ta. Ți-a fost dificil să fie o altă persoană acolo cu tine? Eu am încercat să nu joc un personaj și să rămân așa cum sunt eu. Ca Alin să mă cunoască așa cum sunt și am fost întotdeauna. Greu i-a fost lui, nu mie. Recunosc că la primul eveniment, când a asistat la o prestație artistică a mea și a fost cu mine să cânt, când am plecat acasă au fost discuții în mașină și a trebuit să explic niște lucruri așa cum stau. Pentru că amândoi suntem două persoane foarte geloase, dar, cum să zic, e o gelozie pe care noi o considerăm o dovadă a iubirii. Adică atunci când e nepăsare sau nu mai contează, pentru noi înseamnă că ceva s-a rupt și a dispărut. E în regulă acolo. Da. Și cât de gelos a fost la prima Nu fusese nimic grav. Eram la o petrecere unde așa s-a întâmplat. Erau, cred că, 90% bărbați și vreo 5 doamne în sală. Repertoriul, bineînțeles, că a trebuit să-l adaptez în funcție de context și să cânt mai mult, nu știu, lăutărie, hore. Îți dai seama, nu aveam cum să cânt piese de doi, de dragoste, că nu aveam pentru cine. Iar la un moment dat, un domn și-a permis să vină să-mi spună ceva la ureche, să-mi dea o dedicație. Și s-a părut lui Alin cumva că m-a atins prea mult, că domnul respectiv la fel avusese tendința să îmi pună banii în alt loc față de unde e normal. Bineînțeles că am refuzat, am știut să fac față situației, doar că el cumva s-a gândit că poate oamenii m-au perceput într-un mod greșit. I-am explicat că lucrurile stau diferit în acest domeniu.
am și încercat să le înțeleg, pentru că nu avea de unde să le cunoască. Așa e. Poate rigiditatea acolo. E de înțeles. Este. Din exterior că e mai dificil. Este, doar că am făcut amândoi în așa fel încât să fie bine. Și eu acum știu să controlez altfel situațiile de genul. Și... Adică și tu ai fost geloasă. Bineînțeles, da. Ai fost geloasă pe vreo pacientă de-a lui? Da. Da, nu neapărat pe o pacientă de-a lui. Mă simt deranjată când pacientele depășesc limita de bun simț și încep să... Sune mai des. Să nu fac diferența între profesional, discuțiile strict legate de un caz de tratament sau ceva profesional și îmi dau seama că îmi vor altceva. Dar am noroc că am un bărbat care nu-mi dă debănuit nimic. E o flacără ce arde noi constant, deși avem și noi certurile noastre și e o dragoste cu năbădăi. Simțim mult prea puternic iubirea unul față de celălalt și nici nu iau un calcul că ar putea să se întâmple ceva în cuplul nostru. Adică el nu ar face, pacientele sunt cum face... Nu ar face pentru că el îmi dă telefonul și îmi zice, uite-te ce îmi scrie. Da. Sau, Dacă el ți-a spus în mașină, la primul tău concert alături de el, niște lucruri pe care probabil le simțea din gelozie, tu cum te-ai manifestat? Ai un alt fel de mod de a aborda problema? I-am spus că înțeleg situația din unghiul lui de abordare, din perspectiva lui. Trebuie să fie empatic, e medic. Da, dar trebuie să înțeleagă și el că atunci când m-a văzut prima oară și ne-am cunoscut, știa din prima meseria pe care o am. Știa că sunt cântăreață, știa că sunt artistă, nu m-a luat dintr-o bibliotecă unde... Te cunoștea în momentul în care v-ați văzut prima dată? Mă cunoștea, adică știa cu ce mă ocup. Știa că eu cânt și nu mi-a fost greu să îl aduc pe calea adevărului meu, ca să spun așa. Cum te-a abordat? Povestea noastră e desprinsă din povești, din basme, pentru că noi ne-am cunoscut în club. Paradoxal la ceea ce mi-aș fi imaginat vreodată să-mi găsesc iubirea vieții mele într-un context de genul. Tocmai de asta îți spuneam că nu-mi plac generalitățile oamenii care spun nu poți să-ți găsești iubitul în club, că cu siguranță nu e o persoană ok. Ba da, poți să găsești, pentru că toți oamenii au nevoie de o seară de relaxare. Și eu eram în gașcă cu fetele, cu sora mea, cu Nicole Șeri, care e nașa noastră. M-a zărit domnul soț al meu de la o masă vecină, care îmi făcea ochi dulci, bineînțeles că și eu îl văzusem. Ce-i drept, în trecut m-am reacționat pe Instagram, doar că nimic mai mult, doar un schimb de emoticoane, deci nici măcar n-am schimbat două vorbe. Adică nu l-ai luat în seamă pe Instagram. Da, nu l-am luat, că eu eram și într-o perioadă în care nu mai doream să caut eu să găsesc iubirea. Am zis, când o veni, să mă găsească. Să mă găsească ea. Să mă găsească ea pe sau mine. Sau el. Uite, te-a găsit și iubirea și el. Da. Și și-a făcut curaj, mi-a scris, a venit la masă la noi să mă cunoască prietenii și implicit să mă cunoască pe mine. Iar din acea seară am rămas așa îmbrățișat până în prezent, adică toată seara nu l-am lăsat să mă pupea, asta a fost regula. Păi, da, el a venit, s-a prezentat, eu sunt doctorul de pe Instagram, cel care îți dă mesaje, cum a spus? Eu sunt foarte curioasă. Mi-a spus că sunt mai frumoasă în realitate, din ce ții minte, și după puțin timp, nu știu, ori era puțin deja în starea de... amețeală, dar euforia, cât trebuie, da, pentru că la un moment dat mi-a zis, tu o să fii nevastă mea, o să vezi. Și îți dai seama, când îți spune un om lucrul ăsta după o oră, după ce-l cunoști, nu știi ce să crezi, ce să spui, dar ceva anume din mine a simțit intențiile lui serioase
Și am stabilit să ne vedem după câteva zile când ne-am întors în București, ca să ne cunoaștem. Am continuat să ieșim, să povestim, am văzut că avem foarte multe lucruri în comun, că aveam un trecut aproape similar ca experiențe, familiile noastre sunt foarte asemănătoare și după 2-3 luni am rămas însărcinată. Cam asta a fost povestea, adică toată povestea noastră de dragoste a debutat cu punctul culminant, nu știu cum să spun, nu a fost... A sărit toate etapele, da. Alea, cu cererea în căsătorie, cu acea cununie. Da, nu, apucase să mă ceară, apucase da. Să mă ceară în căsătorie înainte să rămân însărcinată. Adică după 2 luni, după cât? Imediat, da, m-a cerut în căsătorie. El era sigur. Da. Că o să fie soțul tău. Am simțit amândoi lucrul ăsta probabil foarte puternic și atât el cât și eu în trecut am avut relații longevive de 4-5 ani care s-au sfârșit altfel decât ne-am închipuit și am zis uite că nu cred că timpul spune neapărat dacă o persoană e potrivită sau nu, că uneori poți să stai lângă un om și să nu vezi lângă cine stai sau să nu fii compatibil cu omul respectiv. De asta zic că noi amândoi, trecând prin niște situații similare, am zis, nu vrem să mai așteptăm ani de zile ca să ce. Vrem să trăim maxim iubirea pe care o avem acum în noi și să mergem pe calea lui Dumnezeu. Iar cu siguranță Dumnezeu, dacă a vrut să se întâmple așa, să vină băiatul nostru Zian în viața noastră, a știut de ce. Pentru că eu consider că un suflet vine pe lume... O consolidare a relației. Da, da. Da. Sunt perfect de acord cu tine. Consider că atunci când simți să faci un lucru sau un pas, trebuie să-l faci. Mie bătut și recordul meu, că și m-am căsătorit foarte repede, dar totuși nu după 3 luni. După 3 luni la noi a fost cererea, dar... Păi și, nu, și la noi a fost cererea aproximativ 2-3 luni de căsătorii, ne-am căsătorit după vreun an acolo. Dar oricum noi n-am ținut de toate... Ați făcut doar cununia civilă, nu? Am făcut și petrecerea, și religioasă, anunta cu totul, cu tot alaiul. Cu totul, că inițial ați vrut să faceți doar cununia civilă. Am făcut cununia civilă pentru că ne-am dorit să o facem înainte de a se naște copilul. De a se naște Zian. Iar în vara anului trecut am făcut și religioasa și petrecerea nebună. Mai. Uite că ați făcut toate lucrurile așa cum trebuie. Cum te-ai simțit la nuntă? A fost o zi copleșitoare. Ziua în care te căsătorești, dacă mireasa nu știe să gestioneze toate momentele, poate fi apăsătoare și ușor stresantă. Așa am fost și eu, mireasă care până la dansul mirilor nu prea știu să se relaxeze, pentru că sunt perfecționistă, îmi place totul să iasă ca la carte și pregătisem un cadru de poveste afară, un decor în aer liber. Vremea arăta că sunt 90% șanse de ploaie. Îți dai seama ce a fost în capul meu până când nu am văzut cununia religioasă terminată și toată lumea fericită. Abia atunci m-am relaxat și am zis, nu, e timpul să mă dezbrac. M-am schimbat de rochea care era încorsetată și efectiv abia și puteam să mă mișc în ea. Și am zis, nu, să înceapă bairamul, gata, e și vremea mea să mă distrez. Și a ținut până la 6-7 dimineața, nu mai plecau oamenii acasă de acolo. A fost o petrecere care a adunat prieteni din toate colțurile țării, pentru că Aline e din Hunedoara, eu sunt băcăoancă, avem prieteni unde stăm aici la București. Deci au venit din toate colțurile țării, din străinătate și chiar a ieșit așa cum ne-am dorit în final. A ieșit o petrecere unde oamenii s-au simțit bine. Și de care să-ți amintești întotdeauna cu mare plăcere? Doar începutul a fost, așa cum spuneai, puțin mai greu, dar a fost foarte frumos și asta este cel mai important. Da. La finalul primei noastre întâlniri, pentru că sper că o să ne mai întâlnim și cu alte ocazii, vreau să te întreb dacă îți mai dorești un copil. Acum, așa să fie...
să aibă un frățior de aceeași, sau o surioară de aceeași vârstă, cam, să nu fie distanța foarte mare. Ne dorim amândoi, și eu și Alin, asta pentru că și el are un frate și eu am o soră și nu ne putem imagina o copilărie de unul singur, nu dorim asta pentru Zian, dar când vrea Dumnezeu, pentru că credem foarte mult în cum le așează. Destin. Da. Mi-ar plăcea să fie o diferență mică între copii. Sunt conștientă că ar fi și mai solicitant, dar nici mult timp nu mi-ar plăcea să treacă, să fie o diferență mare de vârstă, nu știu, unul să fie la liceu și să mă apuc să alătez iar. Adică cât avem bunicile sănătoase și ne ajută și sunt lângă noi, profit. Pentru că e un ajutor pe care trebuie să înveți să-l primești. Cel puțin mama așa m-a sfătuit. Atâta timp cât sunt lângă tine și pot, sunt sănătoasă și vreau să te ajut, învață să primești ajutorul ăsta, pentru că sunt multe mame care se bat cu pumnul în piept, le e poate jenă să recunoască momentele în care ajung la oboseală și se supraobosesc și cred că rămân. Se supraobosesc, multe dintre ele alăptează și foarte mult. În cazul tău am înțeles că nu a fost așa. În cazul meu am alăptat doar 3, aproape 4 luni, cât mi-a permis sănătatea, pentru că la un moment dat am luat un virus. A fost o răceală foarte grea, pe care nu mai reușeam să o tratez nicicum. Ajunsesem și la perfuzii, le încercasem pe toate și a trebuit să iau un anume medicament antibiotic care nu era compatibil cu alăptarea. Mi-a părut rău pentru că am citit foarte mult despre beneficiile alăptării, despre nașterea naturală și toate aspectele cu care se întâlnește o mămică la început de drum. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, Zian e un bebeluș sănătos care până la un an jumătate a răcit, cred că o dată, așa, o răceală cu de toate, temperatură. În rest, e un copil vesel, care crește, se bucură de tot ce e în jurul lui și o să vedem când începe grădinița, cum o fi cu sistemul imunitar. Deocamdată e bine, adică mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să alăptez și atât. Ei, să te bucuri de copilul tău, de povestea ta de dragoste frumoasă, să lansezi o melodie super tare și anul acesta și te aștept cu mare drag data viitoare aici la mine. Cu mare drag. Mulțumesc și eu mult de invitație. Mi-a făcut mare plăcere să te am aici și să aflu multe lucruri interesante, mai ales că au fost așa, discuții între fete. Da. Și cred că și dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit astăzi, v-a plăcut foarte mult invitata mea. Sper să aveți și dumneavoastră o după-amiază cât mai plăcută și ne revedem curând. La revedere!